Bună, prieteni! Astăzi am recoltat prima tură de fasole din cea cu tufa, care se va transforma imediat într-o ciorbiță. Cred că săptămâna viitoare o să urmeze a doua tură de recoltare și după aceea, tot așa, din săptămână în săptămână, tot voi recolta. Fasolea cu parul am pus-o într-un raised bed, deci este prima oară când am pus fasole într-un strat înalt și pe alături am pus niște gulii din loc în loc. Vreau să vă spun că acum în perioada asta de vară eu nu dau bani pe legume, nu cumpăr nimic. De fapt, de vreo 3 ani nu cumpăr nimic de la piață pentru că am eu și tot ce am în plus pun pe iarnă, congelez, pun la borcane. Atâta mă bucur de masa pe care am făcut-o și pe care o puteți vedea acolo, am să pun un link, pentru că aici spăl toate legumele, spăl salata, spăl spanacul, fasolea, am loc să mă desfășor. Pentru această mâncărică, ciorbiță de fasole verde, ceapa este de la mine din grădină, usturoiul este din grădină, bulion am pus anul trecut pe iarnă din roșiile mele, deci este din abundență, un morcov dacă pun am în grădină, pătrunjel, leuștian, toate legumele pământului, bineînțeles care le mănânc eu, că sunt legume și care nu le mănânc, le am pe toate în grădina aceea micuță pe care ați văzut-o. Dragi prieteni, vă las acum, că mă duc să pregătesc ciorbița, că eu sunt mare ciorbăreasă. Săptămâna viitoare o să fac o ciorbiță de salată, tot de la mine din grădină. Dacă v-a plăcut videoclipul meu, abonați-vă la canalul acesta. Nu uitați, dați click pe clopoțel ca să primiți notificări când apar clipuri noi. O zi bună vă doresc!